Din punct de vedere al designului, Mercedes V-Class nu este orice dubă de rând, nu-i așa? De acest lucru se asigură grila față cu model diamantat și blocurile acestea optice mult mai agresive, mult mai interesante, de fapt, decât pe o simplă dubiță. De asemenea, avem și ornamente argintii care și ele parcă fac această mașină să pară un pic mai scumpă, un pic mai high class decât ar fi percepută o dubă în mod normal. Dar partea cu adevărat interesantă în noul V-Class nu este la exterior, nu, este la interior. Hai să vedem și noi despre ce este vorba. Și după cum vă spuneam, îți dai seama că mașina aceasta este specială abia după ce te urci în ea. Eu acum sunt pe ultimul rând de scaune, pe al treilea, și chiar și aici am trei scaune individuale, fiecare cu centură, sunt din piele și toate sunt extrem de confortabile, chiar dacă e vorba de ultimul rând, rândul care este de obicei uitat. Și cei de aici din spate, iată, au câteva locuri în care să-și pună paharele, aceste cup holdere care, iată, suporturile acestea pentru pahar pot fi date la o parte. Poate că aici poți să pui altceva, alt, să zicem, accesoriu pe care îl oferă cei de la Mercedes. Există aici și o priză de 12V, astfel că cei de aici își pot încărca telefoanele sau alte astfel de device-uri. Dar haideți să mergem un pic mai în față, pentru că da, aici este ok, este confortabil, dar pe măsură ce mergi în față e din ce în ce mai confortabil, ca să spun așa. Și haideți să ieșim. Pentru a face acest lucru, deschidem ușa de aici. Ok, dăm scaunul în față și ne oprim aici. Acum, partea interesantă pe locurile acestea, vom închide ușa. Locurile acestea sunt preferatele mele. Vedeți că există o cotieră, dar dacă vom ridica cotiera, de fapt cotierele, și apăsăm aici, veți vedea că această consolă se ridică instant, astfel oferind câte o masă pentru fiecare ocupant al celor două locuri din mijloc. Foarte tare, mai ales când poate vrei să lucrezi în timp ce ești transportat, să spunem că vrei să folosești măsuța pentru a lucra pe laptop. Masa intră la loc și atunci când nu lucrezi, poți folosi cotierele pentru a sta cât mai confortabil. Și acum haideți și în față. Ei bine, aici, după cum vedeți, contactul este pus. Aici este postul de condus. Vom porni mașina. Și să pornim un pic și aerul condiționat. Există și aici un ecran care permite celor din spate să regleze și să vadă care este temperatura pentru ei. De asemenea, ea poate fi schimbată și de aici, în caz că, să spunem, ești șoferul acestei mașini și îi transporți pe șefii, directorii importanți pe care tocmai ai luat de la aeroport. Ei bine, poți controla și ei vor o anumită temperatură în spate, poți face acest lucru și de aici, din meniul climatizării. Aici, rear setting. Bun, dar hai să vedem ce se întâmplă când conducem această mașină. Pentru început, ce mașină este? V-Class, dar este V-Classul extra long. Deci este cel mai lung V-Class pe care ți-l poți lua, V300D. Sub capotă există un motor diesel de 2 litri ce dezvoltă 239 de cai putere și 500 Nm cuplu. 500 Nm cuplu începând de pe la 1600 de turații, spune producătorul. Ceea ce înseamnă că noi acum, cum suntem la 1250, cam așa cum suntem noi acum, dacă voi pune piciorul pe accelerație, mașina noastră are doar tracțiune spate, dacă vrei tracțiune integrală,
poți avea acest lucru ca extra opțiune, dar mașina are din versiunea de bază tracțiune spate. Și acum suntem la 50 la oră, ia să vedem în cât timp atingem 100. 70, 80, 90, 100. Și s-ar mai fi dus. Ok. Asta ca să vă arăt că în ciuda faptului că este o dubiță și cântărește, atenție, 2 tone 100, da? 2100 de kilograme. În ciuda acestui fapt, mașina aceasta, atunci când e nevoie, poate să facă o depășire sau o accelerare mai rapidă. De multe ori șoferii poate au nevoie și de astfel de lucruri. Deci mașina se poate achita cu siguranță de o depășire mai, să zicem, mai brutală. Ca să nu mai spunem că dacă, nu știu, ești pe serpentine cu această mașină și vrei să te simți ca Lewis Hamilton, pentru că și el conduce un Mercedes, doar că nu unul cu 7 locuri, pentru că da, mașina aceasta are 7 locuri. 2 locuri aici, 2 locuri pe rândul din mijloc și 3 locuri pe locul din, pe rândul din spate. Deci dacă vrei să te simți ca Lewis Hamilton, există aici butonul de dinamic. Acum mașina este în modul ei sport și se întâmplă nu foarte multe lucruri. Pur și simplu cutia răspunde mult mai, cutia, să spunem, convinge motorul să răspundă mult mai bine la comenzi. Dar nu este cazul, mașina aceasta cel mai bine se simte în modul ei confort. De ce se simte această mașină bine în modul confort? E bine, am spus la început că V-Class-ul este o combinație între o dubiță, între un Vito și un S-Class. De ce? Foarte simplu, ca să fie combinația perfectă între S-Class și un Vito, trebuie să fie o mașină confortabilă. Și aici cred eu că V-Class-ul este cumva singur în clasa sa. Pentru că confortul nu înseamnă doar să ai o suspensie plăcută, deși mașina aceasta are suspensie pe aer. Și evident că suspensia pe aer este mult mai confortabilă, de aceea se și pune pe, de aceea și Mercedes o folosește de foarte multă vreme. Și da, mașina din punct de vedere al suspensiei este confortabilă, dar confortul nu înseamnă doar suspensie, revin. Confortul înseamnă și lipsa gălăgiei, să spunem, izolarea fonică, despre asta este vorba, izolarea fonică. Ei bine, la acest capitol de izolare fonică, mașina stă foarte bine. Nu doar că nu prea auzi dieselul acela care face zgomot acolo sub capotă, dar nici nu auzi foarte mult zgomot, să zicem, din punct de vedere al vântului sau a curenților de aer care trec pe lângă mașina atunci când ești la o viteză înaltă. Am mers cu această mașină pe autostradă și s-a comportat exemplar din punct de vedere al zgomotului din habitaclu. Deci din acest punct de vedere, da, cred că dacă vei merge să iei pe șefii tăi de la aeroport folosind această mașină, cu siguranță chiar vor putea să și folosească măsuțele acelea pentru a lucra pe laptop la, nu știu, diferitele chestii extrem de importante pe care le au ei de făcut. Dar acum vom ieși puțin pe centură și vom putea susține o viteză un pic mai mare ca să vedeți într-adevăr că ceea ce vă spun eu vis-a-vis de insonorizare este adevărat. Veți vedea că într-adevăr mașina nu este atât de gălăgioasă cum v-ați fi așteptat. De aceea folosesc acest tip de filmare cu GoPro-ul pus pe frunte, pentru că acesta ia și zgomotul ambiental și nu doar că ia zgomotul ambiental, dar așa e un pic poate mai imersiv, vedeți un pic mai bine ce se întâmplă cu această mașină. Și am vrut să folosesc această filmare, acest tip de filmare special la această mașină, ca să vedeți că nu este doar o dubiță și că prețul pe care germanii îl cer nu este rău deloc. Acum, haideți să accelerăm până la o viteză constantă, până când putem atinge o viteză pe care să o menținem. 80, 90, 100 de kilometri la oră. Și acum mașina, după cum vedeți, nu sunt nevoit să ridic vocea, nu simt nevoia. Bă, chiar mai devreme am mers cu cineva în mașină și mergeam pe autostradă cu o viteză de 135 de km la oră, cam așa. Nu era nevoie să ridicăm vocea deloc, nu era nevoie să ne auzeam perfect, ceea ce mi se pare că este punctul forte al acestei mașini.
O altă componentă a confortului și de multe ori, pentru că eu am mai condus dubițe, să spun, dar nu dubițe de lux ca aceasta, o altă componentă a confortului, după cum spuneam, mai ales o chestie, să zicem, o bubă specifică dubițelor, este că fiind un șasiu mare și fiind o caroserie mare, flexează sub propria ei masă atunci când iei curba un pic mai tare sau pur și simplu când forțezi un pic mai mult mașina. Ei bine, acest lucru nu se întâmplă aici. Ultima dubiță pe care am condus-o, cred că a fost Citroen Space Tourer, nu mai țin minte exact, dar cred că a fost ultima. Mi-a plăcut foarte mult acea mașină, dar e clar că nu era în aceeași clasă ca și V-clasul din punct de vedere al confortului. Pentru că în Citroen, dacă luam curba un pic mai tare la stânga, fără să forțez neapărat mașina, auzeam chedere, auzeam cauciucurile de pe la ambinăturile ușilor, le auzeam cum scârție, cum freacă una pe alta și auzeam acel zgomot. Ei bine, în V-clas acest lucru nu se aude absolut deloc. Deci confortul chiar este la el acasă și mașina aceasta nu se dezminte, este în continuare un Mercedes și anume confort la superlativ. Trebuie să știți despre V-clasul pe care l-am condus eu că a fost condus în mare parte în oraș. După cum vă spuneam, acesta este versiunea doar cu tracțiune spate, nu cu 4MATIC, cu tracțiunea integrală a germanilor, așa că și acest lucru are un efect asupra consumului. După cum vedeți acum, mașina mă avertizează că a văzut un semn pe marginea drumului cu limită de 70 de km și s-a hotărât să-mi spună acest lucru. Mulțumesc, mașină. Dar acum voiam să vă vorbesc despre consum. După cum vedeți, consumul este acum la 8,7 litri la 100 de km, ceea ce din nou pentru o mașină de 2 tone 100 mie mi se pare excelent. Într-adevăr, cutia aceasta nouă Getronic are atât de multe trepte cu care poate jongla, încât evident că scade consumul mașinii și evident că oricând ai nevoie, ea găsește o treaptă pentru tine, astfel încât tu să fii tot timpul în plaja de cuplu maxim. Deci, într-adevăr, chiar dacă în mare parte eu sunt fan al cutiilor manuale, în acest caz chiar sunt recunoscător că este o cutie automată, dar în general eu sunt fan al cutiilor manuale, dar trebuie să apreciem cu toții, chiar și noi fanii cutiilor manuale, trebuie să apreciem că uneori cutiile automate, cum este aceasta de la nou Getronicul de la Mercedes, cutiile acestea sunt mult mai deștepte și mai eficiente din punct de vedere al consumului și nu doar din punct de vedere al performanțelor. Din punct de vedere al habitaclului, mă refer aici pentru cei din față, pentru cei de pe locurile din față, V-clasul seamănă mai mult a Mercedes și mai puțin a dubiță. După cum vedeți, există acest board cu modelul acesta cu lemn, există tableta arhicunoscută, există gurile de ventilație foarte frumoase, sistemul acesta, de fapt modul acesta, postul de comandă, ca să zic, pentru a controla sistemul de infotainment care se pune pe toate celelalte modele Mercedes. Deci, nu cum să zic eu, Mercedes, cei de la Mercedes au încercat să te facă să te simți cât mai mult ca și cum ai fi într-un Mercedes și cât mai puțin ca și cum ai fi într-o dubă. Și mi se pare că acest lucru chiar l-a reușit. Există, din punct de vedere al tehnologiei, toate lucrurile de la care te-ai aștepta. Există acolo dedesubt două USB-uri, un card SD, există Bluetooth, există navigație, există sisteme de siguranță. Dacă, spre exemplu, eu acum nu aș fi pus frână și m-aș fi îndreptat periculos de rapid și de mult spre domnul din fața mea, mașina inițial m-ar fi atenționat, după care chiar ar fi pus frână dacă era nevoie. Deci toate aceste sisteme, cum să zic eu, pe care le găsești într-o mașină care nu este o dubiță, într-o mașină normală, toate aceste lucruri se află pe V-Class. Și pentru că vă tot spuneam că, de fapt, confortul nu înseamnă doar o suspensie plăcută sau un scaun confortabil, vreau să vă spun că mașina aceasta are pentru cele două scaune din față nu doar încălzire, dar și ventilație în scaune, ceea ce mi se pare cea mai tare invenție de după pâinea feliată încoace. Dar nu doar aici, ci, și asta mi se pare ciudat, ci și pentru unul din scaunele de pe al doilea rând. Adică,
unul din scaunele de pe al doilea rând, și anume cel din dreapta, cel din spatele pasagerului, cum ar fi, și el are încălzire și ventilație. Cel din spatele meu, cum ar fi, nu are, iar cele de pe scaunele de pe ultimul rând nu au butonul de încălzire sau ventilație disponibil. Dar chiar și așa, mi se pare, cum să zic eu, o idee bună să pui ventilație și pe măcar unul din scaunele din spate. Mi se pare că așa se creează o ierarhie perfectă. Ok, CEO-ul, șeful cel mare, stă pe acel scaun din dreapta care are ventilație. Și COO-ul, șeful imediat după el, stă în spatele șoferului. Iar directorii de departamente, cei trei, stau pe ultimele trei locuri. Hey, Mercedes V-Class creează o ierarhie foarte bine pusă la punct și este interesant că s-au gândit la acest lucru germanii. Cu siguranță te întrebi, bun, am văzut acest review, îmi place mașina aceasta, dar cât costă, pentru că acum vreau să-mi iau și eu una și să merg cu toți prietenii la drum prin țară. E bine, prețul lui Mercedes-Benz V300D este de 44.800 de euro cu TVA inclus. Prețul acesta este pentru versiunea compactă. Dacă ți-ai versiunea lungă sau extra lungă, prețul mai crește puțin. Tot ce pot eu să vă spun este că este o experiență foarte interesantă să poți avea o dubă, deci să ai toți prietenii și bagajele lor cu tine, să nu scârție niciun cheder atunci când iei curba un pic mai tare, să fie liniște când mergi cu 130 de km la oră pe autostradă, să nu auzi nici zgomot de motor și să nu auzi nici prea mult zgomot din afară, pentru că mașina este în continuare, așa cum îi stă bine unui Mercedes, o mașină confortabilă. Prieteni, dacă v-a plăcut clipul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți și alte clipuri cu mașini, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Și dacă sunteți deja abonați, atunci urmăriți-ne și pe Instagram, pentru că acolo punem poze și story-uri cu toate mașinile pe care le luăm în teste. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!